Zurich în flăcări. Autor Joseph Stoll. Capitolul 16. Luminile din Zurich începeau să licărească în amurgul serii când cei trei drumeți se apropiau de oraș. Marx deschidea calea, Felix îl urma îndeaproape, iar la câțiva pași depărtare venea Conrad Grebel călare. Intrau în Orlikon, un sat la câțiva kilometri depărtare de Zurich, când Conrad le strigă celor doi care îl însoțeau. Stați! Trebuie să las calul aici la poștă. Marx se opri și îl lăsă pe Conrad să vină în frunte, de vreme ce doar el știa unde se afla poșta. Conrad începuse călătoria pe jos, însă până să ajungă în Eglisau, durerea de picioare îl forțase să plătească un cal de poștă pentru restul drumului. Conrad nu avea bani, așa că Marx și Felix împărțiseră costul. Se opriră în fața poștei, iar Conrad se dădu jos de pe cal și apoi porni cu pasul lui șchiopătat spre grăjdar, care ieșea să îl întâmpine. Am luat calul acesta de la unchiul dumitale din Eglisau. Și aici e hârtia care dovedește că am plătit tot ce trebuia. Slujbașul își ridică felinarul și privi la bilețelul pe care îl întinse Conrad. Cu greu deslușea cuvintele. Când în cele din urmă sfârși, dădu din cap și luând hățurile calului, conduse animalul spre grajd. Vă mulțumesc! Îi strigă Conrad în urmă și li se alătură celor doi însoțitori ai săi. Să ne continuăm drumul spre oraș. Noaptea promite să fie întunecoasă, însă știu drumul și, oricum, e mai bine așa, pentru că nu vom fi recunoscuți. Este o stradă lăturalnică pe care putem intra. În timp ce vorbea, se opri să-și frecționeze gleznele. Apoi o luă din loc șchiopătând, iar cei doi îl urmară. Lăsară în urmă satul, trecură printr-o fâniață și în scurt timp dădură de un drum șerpuit care ducea spre Zurich. Se făcuse besnă, iar Marx, care pășea alături de Conrad, nu văzu balta care se ivi în cale. Soarele topi peste zi zăpada bătătorită care mai era pe alocuri, iar acum poșghița subțire pe care Marx păși se crăpă, apa intrându-i în încălțăminte. Vai, ce rece! Exclamă el, scuturând piciorul ca să iasă apa. Un fior rece îi trecu prin tot corpul, apoi observă că nu era singurul care tremura. Și Conrad tremura, dar nu din pricina aerului rece de seară, nici din cauza apei înghețate. Mă bucur că ați fost de acord să veniți cu mine noaptea aceasta, spuse el. E mai bine să vedeți înainte de a merge acasă în Zolican, dacă nu e prea primejdios. Dar o să fie loc pentru noi să stăm peste noapte? Întrebă Felix. Sunt convins că vom găsi un loc, deși... Conrad își frânse vorba fără să termine propoziția. Vedeți, reluă el cu o voce stinsă. Așa stau lucrurile. Cu 2 luni în urmă am plecat de acasă în grabă. Nădăjduiesc că voi fi bine venit acasă. Bine venit? Marx se întreba ce vrea să spună Conrad și gândurile îi zburară spre căminul său din Zolikon.
Știa că Rosita aștepta nerăbdătoare să îi audă pașii la ușă. Se îngrijora pentru el și se ruga pentru siguranța lui. Oare Barbara Grable îi era altfel? Conrad le vorbise despre dragostea lui pentru ea și se putea vedea că ducea dorul soției și celor trei copii ai săi. Oare Barbara era supărată pe soțul ei că devenise un om vânat de autorități, un proscris care nu putea fi lângă ea? Umbrele caselor se lungeau din amândouă părțile. Lui Marx degetele începeau să îi amorțească, dar știa că nu mai aveau mult până la casa lui Conrad. Acesta înainta hotărât, iuțindu-și pasul pe măsură ce se apropiau. Aici, șopti Conrad și păși înspre o casă mai înfundată de pe stradă și care nu avea nicio lumină la fereastră. Conrad bătu încetişor, dar nerăbdător. Cei trei ascultară. După un timp se auzi cum cineva umbla înăuntru și se aprinse o lampă. Apoi niște pași se apropiară de ușă. Încet, drugul fu ridicat și ușa deschisă. Cine-i? Se auzi vocea unei femei înainte ca bărbatul să vorbească. Soțul tău, șopti răgușit Conrad și în următoarea clipă era înăuntru. Marx și Felix nu deslușiră cuvintele dintre cei doi, dar părea că totul era bine. Câteva clipe mai târziu, Conrad le făcu semn să intre. Fioridorului de casă îi trecură din cap până în picioare lui Marx, când păși în salon și văzu bucuria care se citea pe fața lui Conrad. Barbara era și ea îmbujorată și lui Marx îi păru o femeie foarte frumoasă. Însă când ea le aruncă o privire în semn de salut, lui Marx i se păru că vede o umbră de dispreț, ca și cum ea nu ar privi cu ochii buni pe cei care se strecurau într-o casă după căderea întunericului. Dar poate se înșela. Barbara îl conduse pe soțul ei în odaia unde dormeau copiii. Acesta se întoarse nu după mult timp. Paturile voastre sunt gata, anunță el. Iar cei doi îl urmară. După ce le arătă unde să doarmă, Conrad se retrase. Marx își îndepărtă repede încălțămintea și ciorapii uzi, frecându-și picioarele amorțite. Ce bine era într-o casă călduroasă, unde să-și poată odihni trupurile obosite. Avuseseră o parte de o zi grea. Duminică dimineață, în timp ce luau micul dejun pe care îl pregătise doamna Grable, Conrad făcu planurile pentru ziua care le stătea în față. Nu cred că putem ieși din casă în timpul zilei, spuse el. Dar poate că unii dintre frați pot trece pe aici fără să creeze suspiciune. Voi trimite vorbă. Ziua se scurse încet. Puțin înainte de amiază, la casa Grable, se înfățișă mama lui Felix Mans. Conrad o întâmpină cu o strângere călduroasă de mână, după care o întrebă despre ceilalți frați din oraș. Nu prea mai sunt în oraș, îi răspunse doamna Mans. Doar cei care se află în închisoare. Cred că ai auzit de George Blaurock. A fost prins din nou. Nu, n-am auzit, exclamă Conrad.
Mai toți ceilalți au plecat, continuă doamna Menz. Andreas Castleburger mai este în oraș, dar este bolnav. Consiliul i-a permis să rămână din cauza bolii sale. Croitorul Oganfus? E în temniță. Brutarul? Vrei să spui Henrik Aberley? Da. El era la Zolican și deci se numără printre cei 19. Conrad oftă. Deci, nu mai era niciun frate în Zurich, în afară de cei închiși. Doamnă Menz, îndrăzni Marx după ce își drese vocea. Știți mai precis ce oamenii din Zolican au fost închiși? Aș vrea să știu cine e în temniță. Și eu, îi se alătură Felix Kinast. Știți dacă ginerele meu, Georg, scad? Știți dacă e închis? Îmi pare rău, dar nu sunt sigură. Cred totuși că Georg Scad e unul dintre cei 19. Dar bunicul Hottinger? Nu cred. Am auzit că nu l-au găsit acasă. Friedli? Friedli Schumacher? Da, e cumnatul meu. Da, se numără printre cei închiși. Conrad Grebel stătea gânditor cu fața în palme, dar se întoarse spre doamna Menz. Ce credeți? Ar fi înțelept să iau parte la dezbatere mâine? Nu, veni răspunsul plin de certitudine. Sunt sigură că vei fi aruncat în temniță. Sunt convinsă. Te rog, nu te duce, Conrad. E de ajuns că Felix și George sunt închiși. Sfârși ea cu lacrimi în ochi. Însă mi s-a spus că e o dezbatere. Cum o poate fi una dacă nu se găsește cineva să vorbească numele nostru, să spună ce învață cu adevărat Biblia despre botez și despre Biserica lui Dumnezeu? Dacă este nevoie de mine, sunt gata să merg. Te-au chemat? Vreau să spun, ți-a cerut Zwingli să te învățișezi? Întrebă doamna Menz pe un ton mai calm. Nu, am auzit de la alții despre dezbatere. Atunci nu te duce, îl îndemnă ea. Cred că au de gând să-i aducă pe Felix și pe George din închisoare să vorbească numele fraților. Ei știu cum să-i răspundă lui Zwingli. Tu mai bine rămâi aici, în siguranță, ascuns. Iar dacă vrei să fii de ajutor, atunci roagă-te. Doamna Menz își sfârși vorbele în șiroaie de lacrimi. Îmi pare rău. N-ar fi trebuit să vorbesc atât de mult, căci nu sunt decât o femeie de rând. Nu-i nimic, o consolă Conrad. Știu că doriți ce e mai bine pentru noi și, pe lângă asta, cred că aveți dreptate. Mă voi ruga pentru această problemă și voi hotărâ ce să fac. Însă mi-ar plăcea măcar să le trimit o vorbă de încurajare fraților din închisoare. Dacă se poate, să le spun că ne rugăm pentru ei. Știu cum am putea face asta. Cum? Este un gardian tânăr care deja i-a dus un mesaj lui Felix din partea mea. E un tinerel dibaci și cu siguranță ne-ar face favorul. Ai vrea să-l trimit la tine? Da, dacă se poate. Atunci îl voi trimite, promise doamna Menz.
Numele îi este Ulrich Weiner. Când doamna Menz ieși pe ușă, Marx își ridică privirea și o văzu pe soția lui Conrad stând în pragul ușii. Pe fața ei se citea nemulțumirea. Observându-o la rândul său, Conrad se ridică și părăsi încăperea împreună cu ea, iar câteva momente mai târziu se auzi murmurul vocilor lor în bucătărie. În timpul după amiezii, Conrad petrecu mult timp cu soția și jucându-se cu copiii. Cu puțin timp înainte de cină, li se alătură celor doi bărbați din Solican și împreună petrecură un ceas în rugăciune și în citirea Bibliei, iar Conrad se rugă în mod deosebit pentru călăuzire cu privire la dezbaterea de a doua zi. Marx se duse cu gândul la cei 19 prizonieri și la soția sa de acasă. Știa că Rosita se va îngrijora din cauza întârzierii lui. După cină, tânărul gardian se învățișă la ușă. Era un tânăr bine făcut, abia trecut de 20 de ani, însă cu o figură inteligentă. Fac tot ce mi stă în putință să vă fiu de folos, se oferi el. Dar ce te împinge să faci asta? De ce vrei să ne ajuți? Îl întrebă Conrad, scrutându-l din priviri. Păi, nici eu nu știu, dar dintr-un motiv anume, simpatia mea este de partea prizonierilor. Dar dacă ești prinț? Prinț? Făcând ce? Întrebă Ulrich. N-am dat drumul niciunui prizonier. N-am lăsat ușile deschise și nici n-am de gând să fac asta. Doamna Menz mi-a spus că putem avea încredere în tine, continuă Conrad. Aș vrea să-i duci un mesaj lui Felix Menz. Poți să faci asta mâine dimineață fără să intri în bucluc? Cred că da. E doar un cuvânt de încurajare pentru cei închiși să rămână tari în credința lor și să le amintești că ne rugăm pentru ei. Bine. Poți să duci acest mesaj? Da, răspunse răspicat Ulrich. Și mai mult, pot să ascult dezbaterea de mâine și să vă dau de știre vouă cum a decurs. Fața lui Conrad se lumina. Asta ar fi minunat. Tânărul gardian își înclină capul în semn de salut și se făcu nevăzut. Luni seară tânărul se întoarse după cum își dăduse cuvântul. Intră în casă, își scoase haina și se așeză ca pentru o discuție lungă. Avea multe noutăți. Am multe să vă spun, începu el repezit. Să încep? Desigur, răspunse Conrad încet. Am petrecut ziua în rugăciune și am încredere că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Am convingerea că frații au vorbit cu putere în numele lui Dumnezeu și că nu au cedat în fața presiunilor. Eu nu sunt credincios ca și voi, spuse tânărul gardian, dar pot spune că dezbaterea nu a fost dreaptă. Oricine putea observa că fraților voștri nu li se dădea răgaz să vorbească. De fiecare dată când Felix sau George deschidea gura să vorbească, cineva îi întrerupea înainte să-și fi terminat ideea. Zwingli și oamenii lui nu i-au ascultat deloc, ci i-au atacat din toate părțile.
Au fost aduși la dezbatere și ceilalți prizonieri sau numai Felix și George? Cei închiși din Zollikon erau în sală, dar nu li s-a dat voie să vorbească. Cred că Zwingli i-a adus acolo doar să le arate puterea și argumentele sale. Dar dacă a reușit să-i convingă, înseamnă că sunt de pe altă lume, căci până și unul ca mine, care nu sunt dintre voi, nu puteam fi de acord cu tactica lui Zwingli. Deci, doar doi oameni din grupul nostru se aflau la masa dezbaterilor? Da, doar doi. Și de cealaltă parte? 15-20, aș spune eu. Să vedem, era burgomasterul, domnii Binder și Stoll, Ulrich Zwingli și alții doi pastori, 6 consilieri și 2 profesori. Și nu mai țin minte precis câți alții. Mi-era teamă că așa ceva avea să se întâmple, zise Conrad meditativ. Așa s-a întâmplat și data trecută în ianuarie. Zwingli a ținut discursuri așa de lungi încât nu am avut timp să spunem ceva, iar când deschideam gura să vorbim, ne strigau să cităm pasaje din scriptură care să susțină ce spunem. Singura cale de a ține o dezbatere imparțială este ca fiecare dintre cele două părți să-și prezinte punctul de vedere înscris. I-am tot cerut lui Zwingli acest lucru, dar până în momentul de față nu a fost de acord. Urici, interveni Marx, care până acum doar ascultase. Frații din Zollikon nu au fost interogați? Ba da, au fost, la sfârșitul dezbaterii. Ajungeam și la asta într-o clipă. Dacă Zwingli chiar spera să-i facă să se răzgândească pe prizonieri, făcându-i martori la dezbatere, atunci cred că a rămas foarte dezamăgit. Niciunul dintre ei nu a recunoscut că ar fi greșit. Slavă Domnului! Exclamă Marx. Rugăciunile noastre au primit răspuns. Îi se alătură Conrad. Poți să ne spui ce întrebări li s-au pus și cum au răspuns? A vrut să știe Marx. Tânărul Urici își trecu gânditor mâna prin părul buclat. Mi-ar fi greu, căci nu-i cunosc pe toți prizonierii pe nume și pe deasupra am uitat mult din ce s-a vorbit. Te rog, spune-ne ce-ți poți aminti. Încerc. Cred că Hans Hottinger a fost primul. Nu-i unul dintre străjeri sau ceva de felul acesta? Era, clarifică Felix Kinast. Și a pierdut slujba. Nu-i așa că e un om plin de sine? Întrebă retoric Urici. Ba da, răspunse Marx. Hans Hottinger vorbește prea mult. Nu e într-o relație bună cu biserica. Dar spune-mi ce a zis. S-a umflat bine în pene și a spus. De vreme ce nu s-a dovedit că liderii noștri Menz și Blaurock ar fi greșit, nu văd de ce mi-aș recunoaște vreo vină. Nu mi-amintesc de botezul meu ca prunc și de aceea m-am botezat acum. Asta e tot ce a zis? Probabil că a mai spus și altele, dar nu mi-amintesc. Se scuză Ulrich. Dar ceilalți? Se grăbi să întrebe Grebel. Ce au spus ceilalți? Păi, unul dintre consilieri
s-a mâniat tare și a țipat la ei. Ați promis atunci când vi s-a dat drumul prima oară că nu veți mai boteza. Ați încălcat această promisiune. Dar Ruge Hottinger le-a răspuns calm. Ce am promis în închisoarea Augustină, anume să ne oprim din ce făceam, am făcut-o întocmai. Ne-am oprit până când Dumnezeu ne-a îndrumat ce să facem. Tânărul își termină vorba cu un zâmbet. Ceilalți așteptau ca el să reia relatarea. Ruge a continuat prin a spune că dacă cineva putea să-i arate din scripturi o cale mai bună, lucru pe care nu credea că l-ar putea face, el ar fi gata să o primească. Până atunci, el nu are de gând să se răzgândească. Și, de fapt, mai toți au exprimat același gând, că au fost mișcați de cuvintele scripturilor și astfel au fost botezați și că n-au de gând să-și recunoască vreo vină atâta timp cât nu li se arată din Biblie ce greșesc. Știi ce a spus Friedrich Schumacher? Îți amintești, poate? Întrebă Marx. Nu, nu mi-amintesc. Dacă nu cumva e cel care a spus că se roagă zi și noapte ca Dumnezeu să le arate tuturor ce este drept. Urici tăcu, iar cei trei bărbați care îl ascultaseră erau toți duși pe gânduri. Tânărul dădu semne că era gata să plece. Aproape era să uit. Se opri el după o clipă și își vârâ mâna în buzunar. Am o scrisoare de la unul dintre prizonierii din Zolican. Vă porniți spre casă în curând? Marx se uită la Felix. Haide noaptea asta, îi șopti acesta. Da, în seara asta, spuse Marx, întinzând mâna după scrisoarea adresată fraților din Zolican. Se ridică în picioare și îi strânse cu putere mâna tânărului gardian. Mulțumesc nespus pentru tot ce ai făcut și sper că nu ți-am făcut probleme. Fii pe pace, îi răspunse râzând Urici, făcând un gest nepăsător cu capul. Conrad se ridică și el. Fie ca Domnul să te aducă aproape de el, Urici, spuse el. Te-ai arătat curajos spre folosul nostru. Nu simți că Dumnezeu te cheamă să fii în slujba lui? Dintr-o dată, Urici se emoționă și se grăbi să plece. Noapte bună, rosti el și păși afară necura nopții. Marx își îndreptă privirea spre Conrad. Cred că vom porni și noi înspre casă, anunță el. La ceasul acesta cred că nu-i primejdios să mergem pe drumul spre Zolican. Așa cred și eu, încuviință Conrad. Și eu, continuă el cu un oftat, am de gând să plec din Zurich în seara asta. Încotro? În St. Gallen. Vreau să vorbesc cu cumnatul meu Vadian, care este preot acolo. Nu s-a arătat împotrivitor față de noi. Într-un fel, mi se pare a fi mai îngăduitor decât este Zwingli aici în Zurich. Mergi singur? Da. Voi porni mai târziu și voi călători încet. Marx și Felix își luară rămas bună de la familia Grebel, mulțumindu-le pentru ospitalitate. Apoi porniră spre ieșirea din oraș,
care deschidea drumul spre Zolican. În piața de pește de lângă pod nu se vedea țipenie de om, iar cei doi trecură podul cu pași grăbiți. Dădeau colțul catedralei Gros Muster, când aproape dădură nas în nas cu doi bărbați care vorbeau aprins. Marx și Felix se dădură într-o parte și îi lăsară să treacă. Cei doi trecură ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, însă Marx prinse din zbor numele lui Monsieur de Cocht. Făcându-i semnă lui Felix să meargă mai încet, Marx ciuli urechile să audă mai bine. Cuvintele erau foarte clare. A murit dimineața asta, așa-i? La casa lui Hofmeister. Marx și Felix o luară iarăși din loc. Dacă auziseră bine, tânărul franțuz de Cocht murise chiar în acea zi la Saufăsân. Pășeau deja pe drumul spre Zolican. Noaptea era caldă și în aer plutea un miros de ploaie. Înăuntru lui Marx se furișă deodată un dor greu de descris. Dorul de Rosita, de satul Zolican, de bunicul Hottinger și de toți ceilalți frați și prietenii, de via de petială și de zilele petrecute lucrând în ea. Grăbi pasul, dar îl încetini nu după mult timp, auzindu-l pe Felix, care era mai în vârstă decât el, răsuflând greu. Într-un ceas aveau să ajungă în Zolican.